Doamnelor și domnilor, este ora 18, bine vă regăsesc, eu sunt Dan Gabor, încep știrile. Invazie de suporteri în centrul vechi, înaintea meciului dintre Franța și Elveția, în această seară, loc, ultima partidă organizată de România la acest campionat mondial. Campioana mondială, Franța, întâlnește Elveția pe Arena Națională din București. Cele două galerii au început show-ul de dimineață la terasele din oraș. Gabriela Del Pupo se află și ea în centrul vechi și ne spune care este atmosfera acolo. Bună, Gabi! Mulțumim, Gabriela Del Pupo. Marcel Ciolacu îi cere lui Ludovic Orban să-și dărâme propriul guvern. Liderul PSD a declarat că moțiunea de mâine are șanse mari să treacă. Ciolacu mizează pe războiul intern din PNL dintre președintele Ludovic Orban și premierul Florin Câțu. Acesta a declarat că speră că Orban va convinge parlamentarii liberali să dărâme guvernul. Ținând cont că 70% dintre români consideră că suntem într-o direcție greșită, sunt ferm convins că există și parlamentari din actuala putere care consideră că suntem în direcția greșită și sperăm să voteze această moțiune. Poate domnul Orban ne face o surpriză și îndeamnă anumiți colegi să voteze această moțiune, nu neapărat ținând cont de lupta lor politică internă. Poate face un act patriotic și scapă această țară. Chiar dacă și de această dată calculele politice sunt în defavoarea lor, PSD-iștii au de data aceasta un as în mânecă. Lupta din interiorul PNL dintre președintele partidului Ludovic Orban și premierul Florin Câțu. PSD-iștii speră să-i convingă pe susținătorii lui Orban să se debaraseze de actualul premier. Sunt parlamentari nemulțumiți de faptul că acest guvern minte și sperăm ca să poată să vină să voteze, să fie lăsat să voteze. Pentru a dărâma guvernul, PSD-iștii au nevoie de 234 de voturi. Socialdemocrații au împreună cu AUR doar 204 voturi. Alte 18 ar putea veni dacă îi vor convinge pe cei din grupul minorităților. Chiar și așa însă e nevoie ca mai mulți liberali să trădeze pentru ca guvernul să pice. Și tocmai pentru a se pregăti de votul în plen de mâine, coaliția de guvernare s-a întâlnit la această oră. PNL, USR și UDMR vor decide care va fi tactica la vot în condițiile în care matematic moțiunea de cenzură depusă de PSD nu are șanse să treacă. Gabriela Mihai vine cu toate datele. Bun găsit, Gabriela. Ce ai mai aflat?
Bun găsit, în aceste momente este în desfășurare aici la Palatul Parlamentului o ședință a coaliției de guvernare la care a venit și premierul Florin Câțu, după ce vă reamintesc că de mai bine de două săptămâni nu s-a mai întâlnit cu Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, cel care de altfel este și principalul contracandidat la funcția de președinte al partidului pentru congresul care va fi organizat pe 25 septembrie. Între timp, cei doi și-au împărțit mai multe replici acide prin intermediul declarațiilor publice, așadar astăzi se văd pentru prima dată și asta în contextul în care se discută despre strategia pe care o vor aborda cei din coaliția de guvernare la votul care se va da mâine în plenul reunit pe moțiunea de cenzură depusă de socialdemocrați. În aceste momente ar lipsi 21 de voturi astfel încât această moțiune de cenzură să treacă. Pe de altă parte, am văzut declarațiile făcute de cei din cadrul Partidului Social Democrat. Aceștia ar susține negocieri inclusiv cu cei din coaliția de guvernare. Rămâne de văzut până la urmă dacă îi vor convinge, pentru că am văzut în această dimineață, de exemplu, liderul USR Plus, Dan Barna, anunța că cei din USR Plus vor vota mâine în plenul reunit, însă la câteva ore după ce a făcut acest anunț public, tot Dan Barna a spus că după ce a stat de vorbă cu colegii din coaliția de guvernare, colegii de la UDMR, a luat decizia de a se prezenta, însă de a rămâne în bănci și de a nu da un vot. Asta după ce am văzut că și liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, s-a arătat surprins de această decizie luată în această dimineață de cei din USR Plus. Prin urmare, în aceste momente se discută, printre altele, în ședința Coaliției de Guvernare și despre votul care va fi sau nu va fi dat mâine pentru moțiunea de cenzură. Cert este că am văzut liderii social-democrați au făcut inclusiv un apel la Ludovic Orban ca acesta să facă un gest patriotic și să-i determine pe parlamentar să voteze pentru această moțiune de cenzură. Pe de altă parte, chiar dacă se duce o luptă internă în coaliția de guvernare, mai ales între cei doi lideri ai Partidului Național Liberal, Florin Câțu și Ludovic Orban, nu se pune problema, susțin liberalii, să dea un vot și să susțină această moțiune de cenzură depusă de socialdemocrați. Nu a făcut declarații în momentul în care a ajuns aici la Parlament premierul Florin Câțu, însă spunea că în momentul în care se va finaliza această ședință a Coaliției de Guvernare, va face și declarații de presă și vom vedea până la urmă, la finalul acestei ședințe, care va fi strategia pe care o vor adopta cei din Coaliția de Guvernare mâine, când se va da votul pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu. Gabriela Mihai, mulțumim. Tensiuni mari în coaliție înainte de moțiunea de cenzură, după ce Partidul Social-Democrat a lansat declarația precum că ar exista parlamentari nemulțumiți din PNL și USR Plus de actuala guvernare și că este posibil ca aceștia să nu aibă permisiunea de a vota, președintele PNL Ludovic Orban a aruncat replici dure la adresa adversarilor politici. Purtătorul de cuvânt al PSD a declarat că speră ca liderii partidelor aflate în opoziție să își lase parlamentarii să voteze. Sunt parlamentari nemulțumiți de faptul că acest guvern minte și sperăm ca să poată să vină să voteze, să fie lăsat să voteze. Reacția tăioasă a președintelui PNL, Ludovic Orban, nu a întârziat să apară. Acesta le-a cerut membrilor PSD să nu se mai implice în campania internă din cadrul partidului și a anunțat parlamentarii opoziției că s-a luat decizia de a nu se vota moțiunea de cenzură. Le cer PSD-iștilor să nu se mai implice în campania internă din Partidul Național Liberal, rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar al Partidului Național Liberal nu va vota moțiunea de cenzură. La nivelul coaliției s-a hotărât, tocmai pentru ca să nu existe niciun fel de dubiu și de problemă legată de exercitarea votului, ca parlamentarii din formațiunile politice din arcul guvernamental să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru, asta eu vă spun ce decizie s-a luat la nivelul coaliției. Obiectivul nostru este acela ca
PSD să nu obțină niciun vot în plus față de voturile pe care le au parlamentarii PSD și cei de la AUR, care am înțeles că sprijină moțiunea. În schimb, Dan Barna, liderul USR Plus, nu pare să fi stat la aceeași masă cu Orban la luarea deciziei de a nu vota moțiunea în coaliție. Acesta a declarat că parlamentarii formațiunii pe care o reprezintă vor fi prezenți și vor vota împotriva moțiunii. Parlamentarii USR Plus vor participa la votul moțiunii de cenzură, vom vota împotriva moțiunii, nu e niciun fel de echivoc aici, vom fi prezenți, vom participa fără niciun fel de problemă. Chiar dacă șansele ca guvernul să pice la moțiunea de cenzură sunt scăzute, tensiunile din coaliția de guvernare sunt tot mai mari. Dan Barna a ieșit preventiv la atac după ce, pe surse, a apărut informația că premierul Florin Câțu și-ar dori o remaniere. Demiterea lui Vlad Voiculescu de către Florin Cățu în urmă cu câteva luni a fost cât pe ce să rupă coaliția de guvernare. Deși aparent lucrurile s-au calmat, conflictul s-ar putea reaprinde după ce premierul a început să tatoneze terenul pentru o nouă posibilă remaniere. Useriștii sunt însă categorici și anunță că nu mai sunt dispuși să accepte un nou astfel de afront. Răspunsul simplu e nu, n-a existat niciun fel de discuție până acum, am văzut că altfel și premierul Florin Cățu a confirmat că n-a existat vreo discuție pe această linie. Avem un protocol, vreau să fiu foarte clar, avem un protocol agreat, cazul Vlad Voiculescu nu mai este posibil să se repete, am convenit în cadrul coaliției un mecanism, n-a existat până acum nicio solicitare sau vreo discuție în baza acelui mecanism în protocol, deci deocamdată nu e niciun fel de problemă. Liderul USR Plus are convingerea că niciun ministru al formațiunii politice nu trebuie să plece din funcție. Așa cum e firesc și cum am și agreat în cadrul coaliției, eu susțin punctul de vedere referitor la ministrii USR Plus. Din punctul nostru de vedere, pentru ministrii noștri nu e... Chestiunea remanierii nu e de actualitate. Declarațiile lui Barna vin în contextul în care surse politice au vehiculat faptul că premierul Florin Cîțu pregătește o remaniere după votul moțiunii de cenzură. Conform surselor, ar fi vorba despre Adrian Oros, ministrul agriculturii, Alexandru Nazare, ministrul de finanțe și încă un liberal. Iar de la USR Plus ar fi vorba de Claudiu Năsui, de la Ministerul Economiei, Ioana Mihăilă, ministrul sănătății sau Ciprian Teleman, de la digitalizare. De asemenea, s-au vehiculat și alte nume de miniștri pe listă, precum Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, și Stelian Ion, ministrul justiției. Toată lumea se laudă că a câștigat alegerile. PSD și PNL își revendică victoria după alegerile locale parțiale de ieri. Liderii celor două partide care și-au împărțit mandatele și-au felicitat oamenii din teritoriu, deși rezultatele nu sunt atât de concludente. Conform datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă și numărătorii paralele efectuate de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal a câștigat alegerile locale, care au avut loc duminică, în cele 36 de localități, alegeri locale anticipate. Cu un număr de peste 35.000 de voturi, comparat cu un număr de 34.000, aproximativ 500, voturi luate de PSD. În ceea ce privește numărul de primari, Partidul Național Liberal a câștigat 15 primării. De asemenea, am câștigat alegerile la Consiliul Local Cojasca. Ludovic Orban a anunțat că PNL a obținut la alegerile locale parțiale 40,5% din voturi față de 39% cât a avut PSD. Domnul Dâncu și sondorii de casă ai PSD-ului, care intoxică media și opinia publică cu sondaje măsluite, ar putea să își bage sondajele în sertarele. Petiția internă pentru viitorul congres din toamnă. Această realitate, care este reprezentată de votul direct al cetățenilor, trebuie să se vadă mâine la votul pentru moțiunea de cenzură. Alegeri locale parțiale au avut loc în 36 de localități din 23 de județe. Scrutinul nu a fost lipsit de incidente. În Sarmisegetuza s-a deschis un dosar de cercetare penală de către polițiștii din cadrul poliției orașului Hațeg, sub aspectul comiterii infracțiunii de împiedicare exercitării drepturilor electorale. Și în comuna Catane, județul Dolj, polițiștii au fost alertați asupra unei suspiciuni de fraudă. O femeie s-a prezentat la o secție de votare cu 72 de cereri pentru urna mobilă, deși persoanele în cauză se puteau deplasa. Cererile erau însoțite de copii ale unor documente
documente de identitate și adeverințele medicale eliberate de către medicii de familie. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals împotriva femeii. Dosar penal pentru tentativă de fraudă și în comuna Ciuruleasa, județul Alba. Potrivit autorităților, din primele cercetări, rezultă că doi membri ai secției de votare, care s-au deplasat cu urna mobilă, au luat cu ei în plus cu 70 de buletine de vot. Acestea nu au fost utilizate la întoarcere, fiind predate președintelui secției. La Deveselu, bătălia pentru primărie s-a dat în familie între vărul fostului primar decedat, Nicolae Dobre, și fiul fostului edil, Marius Aliman. Câștigător din această luptă a ieșit candidatul PSD Nicolae Dobre, care a avut cu 100 de voturi mai mult decât fiul fostului primar. Suporterii vor putea umple din nou stadioanele din România. În ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru, aflați imediat în jurnal. Moartea suspectă a unui milionar român, Mircea Popescu, singurul român care a deținut 1 milion de bitcoin, a fost găsit mort, înecat în apele din Costa Rica. Acesta a fost unul dintre pionierii bitcoinului, cercetător cripto și antreprenor. Potrivit presei locale, un turist străin în vârstă de 41 de ani a fost găsit înecat pe plaja Hermosa din Punta Arenas, Costa Rica. Deși este prezentat ca turist polonez, publicația Croi precizează că numele lui este Mircea Popescu. Jurnaliștii locali au scris că agenții judiciari l-au identificat pe bărbatul de 41 de ani înecat pe plaja Hermosa. Potrivit agenției de investigații judiciare, Popescu a intrat în țară ca turist. Paramedicii care au ajuns la fața locului l-au găsit pe bărbat fără semne vitale, iar cu toate că au încercat să-l resusciteze, acesta a fost declarat mort. Evenimentele s-au desfășurat în fața hotelului Tramonto. Mircea Popescu a crescut în Cluj-Napoca, iar apoi a trăit în mai multe țări, printre care SUA, Mexic, Egipt și Costa Rica. A început să scrie despre bitcoin și criptomonede încă din 2012, an în care a fondat MPX, unul dintre primele servicii de tranzacționare bitcoin. Mircea Popescu ar fi fost singura persoană care a deținut vreodată 1 milion de bitcoin, după cum spunea chiar el. Noi coduri galbene de ploi torențiale, vijelii și caniculă emise astăzi de meteorologi. Avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică expiră la ora 22. De mâine, de la ora 12 și până miercuri la ora 22, va fi în vigoare o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat pentru sudul și vestul țării. După câteva zile de caniculă se întorc ploile. Meteorologii avertizează că mai multe zone se află sub cod galben de ploi torențiale. Temperaturile însă vor rămâne la fel de ridicate, ajungând chiar și la 40 de grade Celsius. Avertizarea care vizează instabilitatea atmosferică vizează cu precădere zona Carpaților Orientali și Meridionali și nordul Munteniei, dar manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii mai restrânse și în Transilvania, Oltenia, Dobrogea, partea de sud a Munteniei și în Moldova. Instabilitatea va fi temporar accentuată și cantitățile de apă adunate în timp scurt, în urma verselor torențiale, pot fi de 20-40 de litri pe metru pătrat. Sunt de așteptat descărcări electrice, izolat grindină și vijelii. Disconfortul atmosferic va rămâne accentuat până la sfârșitul acestei săptămâni, iar joi și vineri se va manifesta pe arii mai extinse. Începând de joi, instabilitatea atmosferică să se manifeste pe arii mai extinse. Și chiar dacă rămânem cu temperaturi ridicate, vor fi tot mai multe episoadele cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Vești proaste pentru clienții casnici de energie electrică ce nu vor intra pe piața concurențială până la finalul lunii iunie. Aceștia vor plăti mai mult la factura de curent cu până la 13%. De la 1 ianuarie 2021 au fost eliminate prețurile reglementate. La acel moment, din cei 8,9 milioane de consumatori, circa 3 milioane erau deja cu contracte noi semnate, deci o treime din consumatori. În primele 5 luni ale acestui an, alți 1,3 milioane consumatori au semnat un contract concurențial, am ajuns la o pondere de 48%. Având în vedere că suntem la finalul lunii iunie și avem o medie de 200-250 de mii de noi contracte, deja putem spune că la finalul lunii iunie avem peste jumătate din consumatorii casnici din România cu un contract concurențial semnat, a declarat vicepreședintele Agenției Naționale de Reglementare în Energie, astfel că în mai bine de jumătate dintre români care nu și-au negociat și încheiat un nou contract de furnizare energie electrică vor plăti facturi mai mari cu până la 13% începând cu data de 1 iulie.
Furnizorii aveau obligația ca în mai și iunie să trimită noi informări și să comunice prețul de la 1 iulie. Pentru cei care până la acea dată nu trec în piața concurențială, prețurile sunt în creștere atât pe piețele angro, cât și pe cele cu amănuntul. Pentru cei patru mari furnizori de ultimă instanță, de la 1 iulie va fi o creștere între 3 și 13%, vorbim strict de prețul energiei. Vicepreședintele ANRE a mai arătat că încă din 2019 țara noastră se confruntă cu un deficit de energie electrică, astfel că România a devenit importator net, ceea ce se manifestă din ce în ce mai acut. Un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei prevede că furnizorii de ultimă instanță pot acorda discounturi până la 30 iunie 2021, astfel că cei care nu au încheiat încă un contract pe piața liberă de energie mai au la dispoziție câteva zile. Unul dintre cele mai frumoase drumuri din România a fost redeschis. Șoferii vor putea circula pe Transfăgărășan în intervalul orar 7:21 între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Noaptea însă traficul va fi oprit. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că traficul pentru toate categoriile de autovehicule s-a redeschis, însă doar pe timpul zilei. Cei care vor să admire peisajele oferite de Transfăgărășan vor putea să o facă începând cu ora 7 până seara la ora 21. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi sfătuiesc pe cei care vor călători pe Transfăgărășan să fie atenți la traficul rutier, dar și la urșii care transitează din ce în ce mai mult zona. Facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile de trafic, mai ales având în vedere instabilitatea atmosferică ce duce la apariția de fenomene meteorologice spontane care afectează vizibilitatea. De asemenea, atenționăm pe cei ce tranzitează acest sector de drum că în ultima perioadă este semnalată prezența urșilor în apropierea părții carosabile și îi sfătuim să nu se apropie de animale, să nu le hrănească și să informeze imediat autoritățile de prezența acestora. Se arată în comunicatul instituției. Noul sezon estival vine la pachet cu scumpiri în lanț. Turiștii vor scoate din buzunare cu peste 20% mai mulți bani de la 1 iulie, atât pe cazare cât și pe mâncare. Cele mai mari scumpiri sunt în Mamaia și Mamaia Nord, unde noaptea de cazare la un hotel de 3 stele ajunge la 599 de lei de la 375 de lei. Litoralul românesc este tot mai scump, iar hotelierii anunță că este doar începutul. Cazarea și masa se vor scumpi începând cu 1 iulie. Așadar, din acest weekend, turiștii vor scoate din buzunare chiar și cu peste 20% mai mult decât până acum. Cei care aleg să plece în Mamaia sau Mamaia Nord, la un hotel de 5 stele, vor scoate din buzunare pentru o noapte de cazare 890 de lei, de la 560 de lei. Mai avantajos este însă dacă își iau un pachet de minimum 3 nopți de cazare. Astfel, noaptea de cazare este mai ieftină cu 60 de lei. Diferențele de preț între un hotel de 5 stele și unul de 4 stele sunt aproape nesemnificative. În schimb, pentru o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, prețurile ajung la 599 de lei. Cei care aleg alte stațiuni vor scoate din buzunare mai puțin bani. Spre exemplu, în Eforie Nord și Costinești, prețurile ajung la 320 de lei pe noapte. Situația însă se schimbă când vorbim de Vama Veche și Neptun Olimp. Aici costurile sunt mai ridicate. O noapte de cazare poate ajunge și la 759 de lei. Stadioane pline și în România. Pentru prima dată de la începutul pandemiei, meciurile de fotbal s-ar putea disputa cu casa închisă, a anunțat Ministerul Tineretului și Sportului. Acest lucru va fi posibil însă cu o condiție extrem de clară. Toți spectatorii să fie vaccinați. Chiar dacă oamenii au revenit recent pe stadioane, acestea nu s-au umplut până acum din cauza normelor de protecție sanitară. Cele trei meciuri disputate la București în grupele campionatului european s-au jucat cu un grad de ocupare de doar 25%. Lucrurile se schimbă însă odată cu noile relaxări. Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat că stadioanele ar putea fi ocupate chiar cu 100%, însă cu o condiție clară. Atât în spațiile închise cât și deschise, limita de participare a spectatorilor crește la 50% din capacitatea maximă a spațiului și poate ajunge până la 100% dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 cu schemă completă, de la finalizarea căreia au trecut 10 zile. Se arată în comunicatul Ministerului. Această măsură deschide calea organizării mult mai facile de evenimente la capacitate maximă fără alte avize sau aprobări și reprezintă un câștig major pentru sport, sportiv și iubitorii sportului. De asemenea, se
modifică și condițiile de funcționare pentru sălile de sport și sau fitness în localitățile unde incidența acumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori, acestea putând funcționa la capacitate maximă fără obligativitatea purtării măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 metri pătrați pentru fiecare persoană. Persoanele imunizate anticovid cu serul Johnson & Johnson, administrat într-o singură doză, ar putea fi nevoite să mai facă un vaccin. Mai mulți specialiști din Statele Unite susțin că rapelul ar putea fi făcut cu unul dintre vaccinurile pe bază de ARN mesager, precum Pfizer sau Moderna. Decizia vine în contextul în care varianta Delta devine dominantă. Organizația Mondială a Sănătății, citată de o agenție de presă, ne spunea că acest lucru este posibil să se întâmple, iar cei din categoriile vulnerabile vor avea nevoie de a treia doză de vaccin. Durata de protecție nu este cunoscută. Și în acest context, pentru un medicament aflat în studii clinice până în 2023, s-ar putea să mai avem multe variante, multe ipoteze, multe studii clinice care să modifice pe traseu modul de administrare sau evoluția unei astfel de soluții pentru imunizare. Această dezbatere privind al doilea vaccin în cazul serului Johnson & Johnson vine în contextul în care cazurile de infectare la nivel mondial cu tulpina Delta au crescut îngrijorător. Această mutație a fost detectată pentru prima dată în India și este asociată cu o formă mai agresivă a bolii, care ar putea deveni rapid versiunea dominantă a virusului. Este clar pentru toată lumea că într-o lume globalizată, astfel de variante sunt imposibil de oprit. Totul este să te pregătești și să știi ce trebuie să faci în astfel de situație, pentru că deja sunt 92 de țări în care varianta Delta a apărut. Sunt, mă uitam, în Germania, Anglia, Italia, tulpina Delta și mai nou tulpina Kappa încep să fie cele care ocupă un procent important din numărul infecțiilor dobândite cu coronavirus. Așa că o supraveghere atentă și semnale de alarmă, repet, educație pentru sănătate, să știi să recunoști simptomatologia la timp, mai ales că se pare că în această variantă, simptomele digestive, care existau și în celelalte forme, s-ar putea să aibă un rol extrem de important. Sunt măsuri utile pentru a pune un diagnostic precoce, pentru a putea trata la timp o astfel de infecții, în așa fel încât să nu se ajungă la forme severe, forme complicate, forme de terapie intensivă. Până în prezent, nu există studii sau informații concrete în ceea ce privește gradul de protecție oferit de serul Johnson & Johnson împotriva noii tulpini Delta. În cazul vaccinurilor Pfizer, BioNTech sau AstraZeneca, studii efectuate în Marea Britanie arată că două doze sunt semnificativ mai protectoare împotriva variantei decât una. Specialiștii de la Stanford sunt de părere că persoanele vaccinate cu Johnson & Johnson sunt mai puțin protejate în fața bolii și cer autorităților americane să acționeze în consecință privind o a doua doză. Elevii au susținut astăzi prima probă la bacalaureat. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a afirmat că nu au fost incidente majore, iar dificultatea examenului a fost medie. Tot el a susținut că anul școlar viitor este în pregătire și cel mai probabil va fi mai lung decât în mod obișnuit, asta pentru că elevii trebuie să recupereze orele pierdute cauzate de pandemie. Și noua lege a educației este aproape gata, mai spune ministrul. Proba scrisă la bacalaureat la limba și literatura română a decurs fără prea multe incidente. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că față de anii trecuți, numărul celor care au fost eliminați din sală este mult mai mic. Doar 52 de elevi au fost eliminați din examen. Incidente majore nu au fost în toate cele 802 centre de examinare. Numărul total de eliminați din examen, după raportările parțiale până la acest moment, este de 52. Subiectele au un grad de dificultate mediu adecvat cerințelor pentru un examen național. Sorin Câmpeanu a mai spus și că elevii vor trebui să recupereze orele pierdute din cauza contextului pandemic. Variante sunt, afirmă acesta, însă deocamdată nu s-a stabilit o formulă concretă. Eu susțin însă foarte ferm nevoia unui an școlar mai lung, o durată a cursurilor mai mare. Acum avem nevoie mai mult decât oricând de timp pentru a putea recupera pierderile din perioada crizei sanitare. Este un element esențial. Ministrul Educației susține că este foarte posibil ca anul școlar 2022-2023 să înceapă mai devreme decât în mod obișnuit. Tot el spune că se lucrează intens la noul proiect al legii educației. O vacanță de vară mai scurtă, o începere a anului școlar mai devreme, sunt variante. Așteptăm concluziile proiectului România Educată, cel mai extins proiect de țară
din România. După ce vom avea aceste concluzii, vom trece la un proiect al unei noi legi a educației. Imagini halucinante în Bârlad. Un bărbat înarmat cu două topoare amenință mai mulți polițiști și jandarmi care au răspuns unui apel la 112 efectuat de concubina sa pe motiv că este amenințată de acesta. Scandalagiul a devenit violent, iar autoritățile au fost nevoite să intervină în forță pentru a-l imobiliza pe individ. O patrulă de intervenție s-a deplasat la adresa bărbatului în vârstă de 47 de ani după ce concubina lui a chemat poliția pe motiv că este amenințată. La fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat în fața blocului, cu două topoare în mâini și pus pe scandal. Cu toate că autoritățile au făcut apel la calm și au încercat să îl tempereze pe bărbat, acesta a devenit agresiv. În cele din urmă, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță pentru a-l imobiliza. Împotriva bărbatului violent a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru violență în familie și a fost emis ordin de protecție provizoriu pentru concubina sa. Alertă cu bombă în această dimineață în Deva. Pirotehniștii au intervenit după ce o valiză suspectă a fost găsită în fața unui centru comercial. Autoritățile au anunțat apoi că valiza nu conținea niciun obiect periculos. A fost panică încă de dimineață în Deva. Autoritățile au fost alertate după ce în fața unui centru comercial a fost găsită o valiză abandonată. Imediat au fost alertați pirotehniștii. Mai multe echipaje de la poliție, SRI și ISU au fost mobilizate la fața locului. Traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate în zona Decebal din Deva. Din fericire, totul s-a dovedit a fi o alarmă falsă. Autoritățile au anunțat că valiza a fost deschisă în condiții de siguranță, fără a pune în pericol viața oamenilor. Geamantanul conținea doar bunuri de uz personal. Luna iulie vine la Opera Comică pentru Copii cu premiera unei inedite superproducții, School of Rock. Actori mici, actori mari cântă, dansează și repetă de zor pentru acest spectacol plin de energie. Inspirat de celebra peliculă hollywoodiană cu același nume, superproducția Operei Comice pentru Copii e un spectacol care se adresează în egală măsură copiilor, dar și adulților, purtând un mesaj puternic. În general, suntem o școală normală până când vine domnul Dewey și ne vede cântând. Atunci facem o trupă și devenim School of Rock. Noi creăm un musical care se numește School of Rock și ne distrăm, dar în același timp și muncim foarte mult și sunt sigură când o să vină, când o să veniți să ne vedeți, o să vă placă foarte, foarte mult. Unii dintre micii actori sunt la prima experiență de această anvergură, însă au luat foarte în serios munca pe scenă și rezultatele sunt admirabile, fiind îndrumați îndeaproape de coregrafi, actori profesioniști, un regizor talentat și mulți muzicieni. Nu am mai jucat, este prima oară și sunt foarte, foarte, foarte fericit. Am învățat multe lucruri, de exemplu, eu nu cântasem până acum la cor, nu știam cu vocea întâi, vocea a doua. Am învățat multe și la chitară am învățat mai multe, să zicem, skill-uri, chestii de astea, band-uri, să nu întind prea mult. Este prima mea experiență pe care o să o am în acest spectacol și musical, School of Rock. Artiștii adulți sunt cel puțin la fel de încântați de colaborarea cu micii artiști. Aici m-am lovit de o energie, hai să zicem, nu sunt nici foarte bătrân, dar de o energie tinerească. Nu știu, simt că ei mă împing de la spate în fiecare zi și asta e cel mai frumos. Superproducția School of Rock este montată de regizorul Emil Pantelimon. 9 iulie, pe scena Operei Comice pentru Copii, premiera spectacolului School of Rock va avea loc practic în fiecare weekend din luna iulie până pe data de 25. Avem 5 spectacole în fiecare weekend unde așteptăm publicul. Este un spectacol foarte frumos, mare, foarte emoționant, care te trece prin toate stările și care, vreme de 2 ore, mai bine de 2 ore, te va ține în priză fără să reușești să ai timp să clipești sau să respiri. Este un show care, așa cum am spus, îți taie respirația și te face să te gândești mult la acțiunile pe care le ai tu
în principal ca părinte, și la jocul pe care îl pot realiza cei de vârsta ta, dacă ești copil, atunci când îi vezi pe scenă. Imagini noi de pe planeta Marte. Autoritățile chineze au publicat o înregistrare video cu roverul Zhurong care se deplasează pe suprafața planetei roșii. Vedeți imaginile spectaculoase în câteva momente după o scurtă pauză de publicitate. A revenit la știri. Bani pentru tinerii greci care se vaccinează împotriva COVID-19. Guvernul elen a anunțat că va oferi un card cu 150 de euro oricărei persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care se va imuniza în perioada următoare. Potrivit premierului grec, decizia are ca scop creșterea ratei de imunizare în rândul populației tinere înainte de debutul oficial al sezonului de vară. Recompensă financiară generoasă pentru persoanele tinere din Grecia care se vor vaccina. Premierul grec a anunțat că odată cu prima doză de vaccin, tinerii vor primi un card preplătit în valoare de 150 de euro. Acesta a mai spus că este o datorie către tineri, un cadou din recunoștință, dar și o invitație de revenire la normalitate. O altă măsură luată de autoritățile elene pentru a promova campania de vaccinare se referă la facilitarea accesului la muncă sau la sălile de sport a persoanelor vaccinate fără a mai avea nevoie să se autotesteze. Cu toate acestea, în condițiile unei rate de vaccinare completă de circa 33% din cei 11 milioane de locuitori și ale îngrijorărilor legate de varianta Delta a coronavirusului, guvernul analizează noi stimulente pentru a accelera vaccinarea. Potrivit guvernului, în jur de 940.000 de tineri greci între 18 și 25 de ani, care au primit cel puțin o doză de vaccin împotriva COVID-19 sau vor face acest lucru până la finalul anului, vor fi eligibili pentru a primi bonusul financiar, sau așa numitul pașaport de libertate. Tinerii vor putea folosi acești bani începând din 15 iulie pentru turism și evenimente culturale. În plus, ei vor primi internet gratuit pe telefoanele mobile toată luna august. Angela Merkel insistă să-l aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Cancelarul german a vorbit din nou despre necesitatea unor negocieri cu Rusia, deși liderii UE au respins ideea organizării unui summit cu Vladimir Putin. Angela Merkel susține că negocierile Uniunii Europene cu Rusia ar fi folositoare pe mai multe chestiuni, inclusiv pentru a-i spune direct președintelui Vladimir Putin că atacurile cibernetice nu pot fi baza unei relații productive. Declarația vine în contextul în care Uniunea Europeană a respins deja propunerea de a organiza un summit cu Rusia, după ce Polonia și țările baltice au spus că acest lucru ar transmite un mesaj greșit. Merkel susține că liderii din Uniunea Europeană au identificat chestiuni despre care au convenit că vor să fie discutate cu Rusia și au însărcinat oficial cu găsirea formatelor și condițiile în care ar putea avansa negocierile cu Moscova. Relația dintre Rusia și Uniunea Europeană nu este bună în acest moment, însă chiar și în timpul războiului rece oamenii vorbeau unii cu alții. Prin urmare, cred că tăcerea nu este folositoare în rezolvarea problemelor, a declarat cancelarul german. Pentru prima dată în 9 luni, Bulgaria nu a înregistrat niciun deces cauzat de infectarea cu SARS-CoV-2. Între timp, numărul cazurilor noi de infectare a scăzut la 16, cel mai mic bilanț pe o zi începând din 8 iunie anul trecut. Vești bune și din Bulgaria. Numărul persoanelor infectate cu coronavirus a scăzut dramatic, iar pentru prima oară din septembrie 2020 nu s-a raportat nicio persoană decedată. În ultimele luni s-a putut identifica un trend descendent al îmbolnăvirilor, fapt care a dus la relaxarea măsurilor și pregătirea țării pentru perioada estivală. Până în prezent, în Bulgaria au fost confirmate peste 420.000 de persoane infectate și 18.000 de morți. În spitale mai sunt 1.560 de pacienți COVID, cel mai mic bilanț de după 19 octombrie și 197 dintre ei la terapie intensivă. Până acum în Bulgaria au fost administrate aproape 1,73 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 și Ucraina a raportat luni cel mai mic bilanț zilnic al deceselor începând din 19 iulie anul trecut, 9 în ultimele 24 de ore, interval în care au fost raportate 285 de cazuri noi de infectare conform datelor comunicate de Ministerul Sănătății. Bilanțul infectărilor a ajuns astfel la 2,23 milioane, iar cel al deceselor la puțin peste 50.000. Culmea ridicolului pentru Donald Trump, fostul președinte american, a acuzat fraude electorale uriașe într-un stat în care el a câștigat detașat. Afirmațiile i-au surprins până și pe fanii magnatului republican. In Montana, over 6% of
A certain county's mail-in ballots are missing evidence to prove that if they were legitimate or not. They're missing all of this evidence. And think of it, Montana, you know, a lot of mail-in ballots. Wherever you have the mail-in ballots, by the way, you see the fraudulent vote. De când a pierdut alegerile de anul trecut în fața lui Joe Biden, Trump a pus neîncetat sub semnul întrebării legitimitatea votului, promovând teorii nefondate ale conspirației, potrivit cărora acesta ar fi fost aranjat de democrați. El și-a concentrat o mare parte din furia sa asupra statelor pe care le-a pierdut la limită, inclusiv Georgia și Arizona. La ultimul meeting din Ohio, el a sugerat că și alegerile din Montana, un stat pe care l-a câștigat în ansamblu cu 56,9% din voturi față de 40% pentru Biden, ar fi putut fi de asemenea viciate. Decizia fostului președinte de a nominaliza Montana pentru a fi criticat i-a nedumerit pe observatori. Este posibil ca Trump să se fi referit la acuzațiile făcute de reprezentantul republican al statului republican, Brad Chida, privind nereguli la votul prin corespondență în comitatul Missoula din Montana, la alegerile de anul trecut. Missoula este unul dintre comitatele în care au câștigat democrații. Oficialii electorali din comitat au respins afirmațiile lui Chida ca fiind nefondate și ca erodând inutil încrederea alegătorilor în alegerile locale într-o scrisoare din aprilie adresată secretarului de stat din Montana, în care respingeau acuzațiile. Trump, în discursul său, a continuat să laude statele în care legislativele de stat controlate de Partidul Republican, precum Arizona, au lansat audituri ale alegerilor de anul trecut. Auditul din Arizona a fost denunțat de critici și de oficialii electorali din stat ca fiind o încercare partizană de a submina legitimitatea alegerilor. Fostul președinte a amenințat că va susține ofertele de înlăturare a conducerii Partidului Republican din Wisconsin dacă aceștia nu susțin un audit electoral similar celui din Arizona. Eșec răsunător pentru Macron și Le Pen la alegerile regionale din Franța. Francezii au ignorat din nou urnele duminică în turul al doilea al alegerilor regionale, marcat de un eșec al extremei drepte conduse de Marine Le Pen și al formațiunii lui Emmanuel Macron, care nu au reușit să câștige nici măcar o regiune. Într-o confirmare a tendințelor stabilite în primul tur de scrutin din 20 iunie, partidul de guvernământ al lui Macron nu a reușit nici măcar să treacă de două cifre la nivel național, cu atât mai mult să câștige vreo regiune, potrivit estimărilor instituțiilor de sondare difuzate de presa franceză. Rassemblement National al lui Le Pen nu a reușit să își realizeze principala ambiție de a câștiga regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur, care include Marsilia și Nisa, unde candidatul RN Thierry Mariani a fost învins de rivalul său de dreapta, Renaud Muselier, cu 57,7% față de 42%. Între timp, greul de dreapta Xavier Bertrand s-a menținut în nord-estul Hauts-de-France cu 53% din voturi, consolidându-și credibilitatea ca un candidat la prezidențiale din partea dreptei tradiționale pentru 2022. Aceste rezultate dezastruoase vin în urma absenteismului la urnele de vot. Peste 65% dintre francezi nu au fost să voteze, cifră ușor mai mică decât cea din primul tur, care a fost de aproape 66%. Cele mai recente estimări arată o rată de abținere deosebit de ridicată în regiunea Grand Est, unde 7 din 10 alegători nu au participat. În Corsica, abținerea a fost semnificativ mai mică, fiind estimată la 41,8%. Prezența la vot în Franța a scăzut în mod constant în ultimii ani, astfel că la alegerile regionale din decembrie 2015, rata de participare a fost de 50%, la alegerile departamentale din martie 2015 de 42%, iar duminică doar 28%. Partidul Unității Naționale din Republica Moldova solicită decretarea zilei de 28 iunie drept zi de doliu național și cere înființarea unei comisii pentru investigarea crimelor comunismului. PUN a organizat în fața Parlamentului Republicii Moldova un eveniment de comemorare față de ocupația militară de la 28 iunie 1940. Partidul Unității Naționale solicită ca 28 iunie 1940, această zi dureroasă din istoria Basarabiei, să fie declarată zi de doliu național și să fie înființată o comisie pentru investigarea crimelor comunismului. Din păcate, istoria Basarabiei are mai multe file tragice decât zile cu prilej de bucurie. 28 iunie este o zi de doliu și cred că ar fi corect ca instituțiile statului să declare 28 iunie zi de doliu național. Ocupația sovietică nu s-a terminat după 1991. După declararea independenței, ea continuă și în prezent prin reprezentanții săi în instituțiile statului, în partidele politice pe care le finanțează Kremlinul. Totodată, deputatul PUN a făcut un apel către alegători. Pentru 11 iulie trebuie să ne
unim toate eforturile pentru a reveni în albia noastră românească și a da un vot ferm pentru PUN. Nu dați niciun vot pentru conservele rusești și aliaților. Dați un vot singur și sigur pentru PUN, un partid care ne va readuce în zona de prosperitate, stabilitate și securitate. Cu privire la reîntregirea țării, Octavian Țâcu a declarat că imediat după 11 iulie noul parlament poate vota unirea, iar pentru PUN acesta este obiectivul primordial din prima zi de mandat în Parlamentul Republicii Moldova. Atât cu știrile, urmează Silvi Mănăstire cu dosar de politician. Eu, Dan Gabor, vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai frumoasă alături de B1 TV.